fata fără jucării. I-ar fi luat și ei părinții dacă n-aveau datorii. Stătea mereu retrasă, rușinoasă, gânditoare, ca să nu râdă vecinii că avea hainele murdare. Să facă una de un leu, nu cerșea prin gări, mai dădea cu maică sa cu greu cu mătura prin scări. S-ar fi dus mai des la școală, iubea poezia, dar de unde bani de cărți când e în România? A făcut 18 ani, exact cât să-i ajungă, și-a găsit la un patron un loc mai bun de muncă. Până când într-o zi a tras-o de tricou, i-a zis: intră sub birou că-ți fac salariu cadou. Cu scârbă l-a privit și cu inima de gheață, a plecat, a trântit ușa, i-a dat un scuipat în față. Ea este Cristina, de la etajul 6, a trecut prin școala vieții și n-a terminat top clase. Pe aur nu se pune rugina, din praf se trezește ruina. Pe aur nu se pune rugina, din praf se trezește ruina. Cristina, 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 la capăt de drum e lumina. Cristina, 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 la capăt de drum e lumina. Ajunsă pe drumuri iar, viața e un calvar. Se uită prin vitrine la salam și cașcaval, că nu visa de ziua ei să guste șampania. Pleacă cu speranțe în ochi la muncă în Spania și acolo își face prieteni ce vor să o ajute, să pună rapid pe dreapta și ia câteva sute. Dar nu știa Cristina de ce sunt ăștia stare. S-a trezit în plină stradă cu corpul la vânzare. Cum nu-i stă în caracter că mama ei a zis: nu-ți vinde demnitatea pentru un colț în paradis. Ea pleacă cu capul sus că știe că o așteaptă un viitor mai bun când viața e nedreaptă. Mă întreb pe unde e acum această luptătoare, ce poate să scrie o carte despre cum să ai onoare. O cheamă Cristina, de la etajul 6, a trecut prin școala vieții și n-a terminat top clase. Pe aur nu se pune rugina, din praf se trezește ruina. Pe aur nu se pune rugina, din praf se trezește ruina. Cristina, 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 la capăt de drum e lumina. Cristina, 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 la capăt de drum e lumina. Curios din fire, am bătut la ușă. Mi-a deschis chiar mama ei umilă și supusă. I-am zis: să rămână, doamnă, aveți 5 minute. Și s-a așezat pe scaun, curioasă să mă asculte. Ce știți de Cristina? E bine, sănătoasă? Știu că a plecat din țară, se mai întoarce acasă. Mi-a zis: fiule, e bine, a avut grele momente, dar trimite bani lunar ca să-mi iau medicamente. Și a găsit un job stabil, are bărbat și copil. I-a fost foarte dificil, că e un suflet fragil. Cu lacrimi în ochi, ea ținea la piept scrisoarea, unde fata îi scria: mamă, n-am vândut onoarea. Prin noroi cu capul sus, exact cum ai învățat, ca să-mi găsesc fericirea, cu oamenii m-am luptat. Așa scria Cristina, în timp ce lăcrima către mama ei bătrână, ce acasă o aștepta. Pe aur nu se pune rugina, din praf se trezește ruina. Pe aur nu se pune rugina, din praf se trezește ruina. Cristina, 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 la capăt de drum e lumina. Cristina, 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 la capăt de drum e lumina.